Încă un primar PNL a părăsit partidul, optând ca să candideze la alegerile locale din 9 iunie din partea PSD. Dacă până acum 5 primari de comune și-au anunțat oficial decizia de a candida sub sigla PSD, de data aceasta este vorba despre primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, singurul primar liberal din Valea Jiului. Informația a fost confirmată de surse din PSD, partid care ieri la Deva a validat candidatura acestuia la primăria Petroșani. Tot ieri, candidatul inițial al PSD, sub prefectul Constantin Fulga, și-a retras candidatura la primăria Petroșani. Știrea a căzut ca o bombă în rândul liberalilor, cu atât mai mult cu cât în urmă cu câteva zile Tiberiu Iacobriții fusese validat de conducerea județeană a partidului pentru o nouă candidatură la primărie. Și ca să nu existe niciun dubiu cu privire la abandonarea PNL, senatorul PSD de Hunedoara, Cristian Resmeriță, a postat o fotografie cu noul membru PSD, Tiberiu Iacobriții, făcută pe holul Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva, unde s-a desfășurat ședința de validare a candidaturii lui Riții la funcția de primar al municipiului Petroșani. Ce m-a făcut pe mine să fac această mutare este, așa cum a spus Dan Bogomoțanu, este comunitatea, e Petroșani și e Valea Jiului, pentru că știți foarte bine, ceilalți colegi ai mei sunt toți PSD, toți au performanță și cu siguranță pe ceea ce înseamnă Just Transition, tot județul Hunedoara beneficiază de acest lucru, trebuie să fim împreună. Ce am apreciat eu întotdeauna la PSD a fost faptul că a fost un partid și o organizație care a știut întotdeauna să țină la oameni și să trateze membrii în mod egal, indiferent de poziția pe care se află. Pentru că, din păcate, în altă parte lucrurile nu stau chiar așa. Și ce e mai important decât omul? Nu e mai important nimic altceva decât omul și familia. Dacă acești oameni se simt atașați de un proiect sau de o grupare cum este PSD-ul, înseamnă că au valori comune și înseamnă că sunt și apreciați. Eu îi mulțumesc domnului președinte Nistor, mulțumesc lui Cristi, lui Costel și tuturor colegilor mei primari din Valea Jiului, cu care personal n-am avut niciodată divergențe. Am lucrat împreună, am lucrat foarte bine și în Consiliul Local cu consilierii PSD, am făcut și majoritate cu ei.